sunt proiecte în derulare, încă nu s-au finalizat, de exemplu, Căminul Cultural are termen de execuție luna septembrie acestui an. Va fi cel mai frumos, fără să exagerez, va fi cel mai modern cămin cultural care va exista în județul Giurgiu. La vremea respectivă o să vă invităm și o să vedeți că nu spun vorbe mari. Deci este o lucrare amplă, o lucrare mare care să se află în desfășurare. Așteptăm chiar săptămâna trecută, am vorbit cu cei de la Compania Națională de Investiții la CNI și erau la clarificări legate de sala de sport, o sală de sport modernă, care eu sunt ferm convins că în această vară va demara construcția unui săl de sport la Izvoarele. Tot la Izvoarele am fost prinși în programul celor de la situații de urgență și s-a aprobat pentru Comuna Izvoarele să se înființeze o subunitate ISU. O spun acum în premieră la dumneavoastră. Deci la Izvoarele va fi mașină de pompieri, va fi ambulanță, va fi o subunitate ISU care va deservi 4 comune, Izvoarele, Răsuceni, Toporu și Schitu. O realizare foarte mare, spun eu, la vremea când va fi finalizată, va fi o realizare foarte, foarte mare. Înțeleg că primăria asigură spațiul necesar. Am și dat o hotărâre de consiliu, le-am pus o suprafață de teren la dispoziție și cei de la ISU vor veni și vor face tot ce înseamnă clădire, construcție, mașină de pompieri, repet, și ambulanță. E un mare lucru ca la Izvoarele să avem o asemenea investiție. În același timp, lucrăm la un proiect pentru gaze. Am făcut o asociere între comunele Schitu, Izvoarele, Răsuceni și Toporu ca să ne fie mai ușor, am zis noi. O asociere în care noi sperăm ca în acest mandat să demarăm lucrările de gaze. Măcar să le demarăm, să le începem pe acest mandat. Asta ne dorim toate cele 4 comune care le-am enumerat mai devreme. Suntem într-un stadiu destul de avansat cu documentația.